La fel ca și celelalte sporturi, basketul a avut și el de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. Acum că măsurile de relaxare permit întoarcerea sportivilor la antrenamente, Federația Română de Basket a decis să le dea echipelor din România să reintre în atmosfera meciurilor oficiale și să organizeze liga de vară la basket masculin. Printre primii care au răspuns aceste inițiative se numără și oficialii de la Basket Club Atletic Constanța, care au anunțat deja că se vor înscrie în turneu. Și pentru că vor dori să ofere posibilitatea întregului lot de a evolua, antrenorii formației constanțene se vor baza atât pe jucătorii autohtone ai echipei, cât și pe cei de la echipa de juniori a clubului. Potrivit forului basketbalistic din România, la întrecere sunt așteptate să participe echipele ce se vor înscrie în stagiunea 2020-2021 a Ligii Naționale de Basket Masculin. Și pentru că se dorește ca această competiție să ajute la dezvoltarea basketului din România, jucătorii Angrenați trebuie să aibă cetățenia română și să fie conduși de pe Banca Tehnică de un antrenor român. Competiția ar urma să fie compusă din două turnee de calificare și un turneu Final 4. Acestea ar urma să aibă loc între 18 și 20 august și 30 august 1 septembrie, urmând ca turneul final să se dispute pe 5 și 6 septembrie în FRB Arena. Pentru a motiva cluburile să participe la această competiție, Federația Română de Basket a creat un sistem de premiere pentru primele trei clasate, prin care oferă reduceri în valoare totală de 12.000 de euro la plata taxelor de participare în Liga Națională de Basket Masculin.